Viorel Hizo se gândește deja la mutări în primul 11 în returul ligii întâi de anul viitor. Probabil că de unii ne vom despărți. Probabil că în anumite posturi trebuie să ne întărim. Este normal. Finanțatorul galbenverzilor își dorește la echipă jucători de superclasă. Trebuie să te întărești, trebuie să mai aduci, nu mult. Vaslui nu mai trebuie decât maxim 3 jucători. De data asta... Care ar fi posturile deficitare? N-are sens, n-are sens. Deci, repet, Vaslui nu are nevoie decât de 3 jucători. Nu vă mai aduce cu camioanele, cu autobuzele jucători să iei. Deci 3 jucători ne trebuie, dar de jucători de superclasă. Ultimele achiziții ale galbenverzilor au fost făcute în vara acestui an. Au venit atunci sub culorile clubului 3 jucători.